Am reținut, cred, data trecută, cum Domnul îmbina intens și armonios învățătura cu lucrarea efectivă, pe care o pigmenta când era cazul cu miracole de tot felul. În capitolul 4 al Evangheliei lui Marcu, după o serie de parabole sugestive prin care a prezentat noroadelor Evanghelia și Împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul și-a dovedit autoritatea asupra stihiilor naturii, potolind furtuna pe mare și liniștindu-și, dar și uimindu-și, ucenicii înfricoșați. În capitolul 5, Marcu redă trei miracole pe care doar Dumnezeu le putea înfăptui și care demonstrează puterea Domnului Iisus. Primul dintre ele atestă autoritatea lui asupra demonilor, activi cu precădere în Galileea, în acea vreme. După ce Mântuitorul și ucenicii au traversat marea pe care îi prinsese furtuna, au debarcat în Gadara căutând un loc de odihnă dincolo de Iordan. Nici n-au pus bine piciorul pe uscat că i-a întâmpinat un om posedat de demoni care arăta teribil și care se comporta groaznic și înfricoșător. Dar în condiția chinuită și desfigurată a aceluia, Iisus a văzut omul în general. Și în ciuda demonilor, și omul acela l-a văzut pe Iisus. A alergat înaintea lui și s-a închinat. Deși într-o încleștare teribilă cu duhurile ce îl bântuiau, omul a strigat la Iisus. Și chiar demonii au recunoscut puterea Domnului asupra lor, când l-au rugat să nu-i trimite în abis. Iar Iisus a fost de acord și a lăsat să intre într-o turmă de vreo 2000 de porci, care s-au aruncat de-a dreptul în mare. Apoi Iisus și-a demonstrat puterea și asupra bolii. Pentru că era deja de notorietate puterea lui de a săvârși minuni, mari mulțimi veneau la el cu tot felul de probleme. Mi se relatează câteva cazuri specifice, dar sunt sigur că mii și mii au fost vindecați. Nici măcar adversarii lui Iisus nu puneau în discuție sau la îndoială puterea sa de vindecare, pentru că era evidentă. Mi se spune aici despre o femeie disperată, bolnavă de 12 ani, pe care niciun doctor nu a putut să ajuta, dar a cărei încredințare era că dacă se va atinge măcar de poala hainei Domnului, se va face bine. Ea a reușit să facă asta și credința ei i-a adus vindecare. Dar Iisus avea putere și asupra morții. Marcu redă și el istoria fiicei de 12 ani a lui Iair, care îl roagă pe Domnul să intervină pentru ca ea să trăiască. Dar în timp ce Iisus se ocupase de femeia de mai devreme, ei primesc vestea că era prea târziu, copila murise. Auzind asta, Iisus se întoarce spre Iair și îi spune doar atât: nu te teme, crede. Ajunși în casa fruntașului, Iisus a luat mâna copilei și a șoptit: Mielușico, scoală-te! Căldura și culoarea s-au întors în obrajii copilei și ea a revenit la viață. Aceste trei minuni subliniază marele mesaj al Evangheliei după Marcu. Iisus este robul lui Dumnezeu, investit cu puterea lui Dumnezeu. Este un rob harnic, implicat și milos, care n-a venit să-i se slujească, ci pentru ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Data viitoare vom descoperi care sunt cele două tipuri posibile de oameni.